Simona Halep a decis să petreacă sărbătorile pascale în familie, având în vedere că a rămas singură în urma divorțului surprinzător de Toni Iuruc. De altfel, cea care avea să dezvăluie cu cine a petrecut Simona Halep Paștele a fost chiar cumnata sa, totul a fost dezvăluit printr-o poză publicată pe rețelele de socializare. Simona apare alături de cumnata sa și fiica acesteia la masa de Paște. În afară de acest moment, sportiva s-a mai antrenat o perioadă și încă așteaptă soluționarea cazului său la Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.